Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de o rupie, Elisabeta a II-a. Primul portret. Emitent Mauritius pe perioada reginei Elisabeta a II-a. Monede de circulație standard între anii 1956-1978, compoziție cupru-nichel, greutate 11,7 grame, diametru 29,6 mm, grosimea 2,2 mm, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus. Această monedă a fost demonetizată. Pe avers avem portretul încoronat cu privire la dreapta și înscrisul Regina Elisabeta a II-a. Pe verso avem stema Mauritiusului, anul monedei, valoarea ei și KG, inițialele gravorului George Kruger Gray. Marginea este zimțată, împărțită în două, în mijloc având puncte ieșite în relief. Această monedă este din anul 1978, a fost emisă într-un număr de 2 milioane de bucăți, are o valoare nominală de 2 dolari și 20 de cenți, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între 8 dolari și 20 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!